Taste, loudest drop, head is filled the thought. Haideți să vorbim puțin despre imobiliare în general, așa, stați că am pregătit-o dacă s-ar. Gata. Stați că merge mai greu, dar începe acum. Ok. Așa, deci de ce se investește în imobiliare? După cum am vorbit cu toții până acum, este un domeniu sigur. Cam asta ar fi primul. Și de ce este sigur? Deoarece este, practic toată lumea are nevoie. Chiar dacă, să zicem că poți să stai fără mâncare sau o perioadă mai lungă, fără să locuiești, n-ai cum să. Sau dacă nu mănânci, nu știu, nu mănânci pâine, îți cumperi altceva, ai alternative. Dar ca să locuiești, trebuie să locuiești undeva. Și de aceea este, din punctul meu de vedere, este cel mai sigur activ în care poți investi. Mai puțin că e cineva care vrea să intre. Este, te asigură un cash flow foarte, foarte ok. Deci se și în plus față de asta, dacă știi să faci investiții imobiliare și le faci într-un mod inteligent, atunci vei câștiga și foarte mulți bani și asta nu este un secret. Vedeți și voi cu Trump unde a ajuns, dar bine, el a avut și din familie, tatăl lui se ocupa de chestia asta și era născut. La noi, cam toți, Warren Buffett investește în imobiliare, toți oamenii bogați în general investesc în imobiliare. Deci este o chestie care vine absolut natural și un lucru inteligent de făcut. Mă uitam anul trecut, parcă cei de la Dedeman au cumpărat de la AFI, au intrat și în imobiliare. Cumpără, deci este, dacă cei care au foarte mulți bani ar trebui și cei care nu au bani, în special cei care nu au bani, să o facă. Și din păcate, din lipsă, există o lipsă de educație și lipsa asta de educație face ca să se cearnă oarecum. Uite, mă uit și la cei care au venit și sunt astăzi la webinar, au un anumit grad de educație și au investit și se interesează de acest domeniu. Pe când ceilalți care într-adevăr au nevoie, se pare că nu sunt atrași. Asta îi duce într-un fel într-o zonă de sărăcie pe care nimeni nu și-o dorește, dar nu poți să forțezi omul să fie deștept, poți să faci cât poți să faci ca să-l ajuți, da? Nu poți să-i bagi cunoștințe cu forța în cap. Sunt puțin dezamăgit, deoarece asta era și unul dintre scopurile cursului. Deoarece îmi doream să fie mai mulți oameni care au posibilități mai reduse și să-i ajut mai mult, dar până la urmă este ok, că nici noi nu suntem milionari și ne dorim să ajungem acolo, iar este ok că gândim la fel și suntem un grup care văd că sunt cam pe aceeași lungime de undă și asta este important, că o să fie ok pentru viitor. Cam ce gen de om trebuie să fii ca să, cam câți bani ai nevoie? Câți bani ai nevoie? Că am trecut prea repede peste asta. Unul dintre scopurile cursului este de a pune în comun bani. Dacă reușim să găsim o oportunitate într-un oraș, chiar dacă nu suntem din acel oraș, să putem investi împreună. Bineînțeles, dacă vrem, nu e obligatoriu, este latitudinea fiecăruia, dar dacă sunt mai mulți oameni din Iași, da, și unul dintre voi nu are o oportunitate, adică nu are toți banii, da, are oportunitate, dar nu are toți banii, este bine să se, mai ales dacă suntem din același grup, să ne ajutăm între noi să câștigăm. Decât să nu câștigăm, că sigur va veni cineva care va profita de acea oportunitate, să ne asociem și să câștigăm împreună, că așa consider că este cel mai bine și cred că e un principiu sănătos. Ca gen de om,
genul de om pe care, de care trebuie să fii. Trebuie să fii hotărât în primul rând, să știi ce vrei. De aceea trebuie să spui un obiectiv clar, să știi să ți-l urmărești până la capăt. Da? Nu merge să încerci, să încerci să în imobiliare, să încerci să vii, să vezi dacă merge. Să... Deci trebuie să fii hotărât, cam asta e ideea. Când ți-ai pus un obiectiv, să-l urmărești până la capăt, până îl atingi. Indiferent ce se întâmplă. Da? Și eu sper ca și cu ajutorul acestui curs să ajungem mai repede la obiectivul pe care îl propunem, să ne ajungem la... să avem 300 de ani și să nu ne atingem obiectivul, că nu e ok. Asta e genul de om care are succes. La ce vârstă poți începe? Eu zic că de la 18 ani este ok, deoarece chiar dacă, uite, chiar mă uitam aseară, era Warren Buffett și spunea că la început la 18 ani și că a început prea târziu. Da? Ca o glumă. Deci cu cât mai devreme, pentru cei care sunt mai tineri, au multe șanse, deoarece în imobiliare și în general averea se clădește exponențial. Chiar dacă în primii ani, să spunem că va avea o creștere foarte lentă, după 10 ani, practic va exploda. Dacă te ții de investiții și îți menții un anumit randament, practic poți ajunge foarte repede să faci. De aceea îmi spuneam și colegului mai dinainte, de faptul că este foarte fezabil să ajungă la câteva sute de mii sau milioane de euro, dar condiția să țin de treabă, da? Și să investească cu cap. Care sunt beneficiile parteneriatului? Asta tocmai v-am spus. Sunt, în primul rând, e dispersia riscului, pe lângă faptul că te asociezi, da, și câștigi împreună și beneficiezi de toate oportunitățile sau mai multe oportunități decât dacă ai putea o face singur, îți dispersezi riscul, nu ți asumi aceea sumă de bani și atunci este foarte ok să cauți parteneri. Plus că mai poți face un concediu împreună, te simți și mai bine, mai împărtășești din idei, deci este ok. E ok să ai parteneri cu care poți investi. El e partenerul. Poți face investiții în timpul liber. Da, poți să faci. Cum ați văzut, sunt foarte mulți dintre colegii noștri care fac investiții în timpul liber. Nu este jobul lor principal. Și chiar dacă lucrează, pot o parte din banii pe care îi fac de la jobul lor, investesc în imobiliare, ceea ce și este și recomandat. În comparație cu, de exemplu, nu știu, dar la bursă este, sau la Bitcoin, nu mai spun că a scăzut foarte mult și e foarte riscant. La bursă, iar, trebuie să te pricepi ca să urmărești, să mănâncă foarte mult timp. În imobiliare este destul de rentabil, deoarece nu-ți mănâncă foarte mult timp, iar banii sunt foarte siguri. Randamentele sunt ok. Este, din punctul meu de vedere, nu trebuie foarte multe cunoștințe. Nu trebuie să fii IT, să știi să programezi pentru a face bani. Da, este destul de un domeniu destul de accesibil. Și de aceea eu consider că este de viitor. Putem face bani frumoși din domeniu. Adică se fac, nu că putem face, se fac, s-au făcut și se vor face bani frumoși în acest domeniu. Ok? Cam asta e. Haideți să spuneți-mi dacă, zicea Isabel, parcă să vorbim puțin de piața imobiliară și de cum va evolua. O să vă spun părerea mea, deoarece m-am spus, nimeni nu o să vă spună nimeni sigur ce se va întâmpla și pe ce. Adică sunt în piață de 6 ani și aud tot felul de păreri, dar niciuna nu este clară. De aceea va trebui să vă creați singuri o părere pe care să marșați și să vă asumați un risc în momentul în care faceți o investiție într-un anumit moment. Este un mic grad de risc. Important este că e domeniu sigur și că vă acoperă foarte mare parte din aceste riscuri pe termen lung. Piața în urma crizei acestea va scădea, ce cred eu, este că va scădea cu undeva poate 10% până la sfârșitul anului și 20%, 25% anul viitor.
Dar v-am spus, nu vă bazați pe ce vă spun, trebuie coroborat cu toate, tot ce se întâmplă în economie. Astea sunt semnalele acum. Da? Unii spun că nu va fi o așa mare scădere, alții spun că va fi cea mai mare criză, cea mai mare criză, mai mare decât cea din 2008, da? Și atunci, în America e destul de gravă criza, iar dacă știți, din 2008 de acolo, practic de acolo a venit criza, bine, au fost alte, au fost pe un fond financiar, da? Aveau niște derivate, niște chestii complicate, la care noi fiind mai rudimentare, așa ca și țară, nu avem acces, dar ne-a afectat prin faptul că a venit de acolo, a afectat băncile și tot așa. Ok, terenurile, da, va fi întotdeauna a fost la terenuri întotdeauna s-a câștigat, adică nu e neapărat o chestie de criză. Bineînțeles, acum este o oportunitate ca și la apartamente și în general în imobiliare, faptul că va scădea și va scădea și în momentul când se va vedea, practic, acum nu prea se vede și lumea nu știe în ce... Nu e puțin să dau un amin. Nu știe în ce direcție o să o ia, dar în momentul în care vor începe să scadă, practic, se va putea negocia destul de bine la apartamente sau la casele pe care vreți să le cumpărați, deoarece trendul va fi clar descrescător, iar puteți face oferte care să fie foarte avantajoase pentru voi. Și terenurile, da, cum am spus, terenul găseam și anul trecut la prețuri foarte bune, adică la terenul contează foarte mult cu cine stai de vorbă, când îl cumperi, de la cine îl cumperi, e o discuție și se poate câștiga și pe timp de criză și pe timp de creștere economică la terenuri. Ca să-i răspund Izabelei, cam asta e ideea. Ce direcție, tu având agenție imobiliară, în ce direcție să o apuci? Părerea mea că pentru ca și agent sau patron de agenție imobiliară este o oportunitate, deoarece tu vei fi primul care știe, ești conștient că piața va scădea și atunci poți să-i spui proprietarului că practic va scădea piața și ar fi bine să scadă și el prețul pentru a o vinde. În 2008, știi, erau oameni care aveau un apartament, vorbesc de București, da? Un apartament cu două camere la 120.000 de euro și nu vreau să-l vândă, da? N-au vrut să-l vândă, nu credeau în chestia asta că o să scadă și până l-au vândut cu 60.000, adică pentru agenții imobiliari este, părerea mea, este o oportunitate că pot negocia mai bine prețul și pot ajuta până la urmă proprietarii să-și vândă, să câștige. Că una e să-l vinzi, de exemplu, de la 120.000, cum era un exemplu de mai devreme, să-l vinzi cu 100, da, dar să-l vinzi la a doua zi, să-l lași aproape 20% din preț și alta e să aștepți 3 luni de zile sau jumătate de an să sper că e 120.000, să stai blocat cu el și să-l vinzi cu mai târziu cu 60.000, da? Adică Izabela, poți ajuta și proprietarii cu știind faptul că piața va scădea. Și, bineînțeles, să-ți încasezi și tu comisionul, să fie bine și pentru tine. Ok, cam atât am avut de spus. Dacă vrei să vă înscrieți la curs, știți că am dat drumul la cursul de investiții, în care putem să dezvoltăm toate chestiile astea. Și acolo, în următoarea perioadă, cursul începe pe 29 și o să durează 6 săptămâni. Și o să mă concentrez mai mult pe participanții la curs în această perioadă. Cam asta e. Dacă mai aveți voi întrebări, eu vă stau la dispoziție. Cred că trebuie să ne gândim. Gata. Criza va fi. Dacă ne amintim criza din 2008, gata, țin minte, eu eram tânără pe vremea aia și lucram în multinațională. Știu că prețurile pe imobiliare au scăzut din 2008, 2009, 2010 cam cu 50%. Bine, wow. Cei drept, wow. În 2008 erau destul de exagerat de mari, adică erau oricum crescute artificial mai mult decât
ar fi trebuit să fie. La momentul ăsta, prețurile, să zicem că sunt destul de rezonabile pe partea imobiliară și la case și la terenuri. Au crescut natural, atunci era artificial, acum au crescut cu... Erau de, adică 3, un 5, apartament 6, în e ok, da, da. Într-o zonă, să spunem, cine știe, în fine, o zonă mărginașă, să spunem, a Bucureștiului, ducea undeva la 100.000 de euro, ceea ce era foarte, foarte mult, exagerat de mult. Da, și foarte mulți au luat credite în perioada aceea și unii... Da, exact. Se purta cel puțin pierdut, în București, alții, se purta, era la modă... Și acum, da, cu ratele. Să se tragă două credite pentru a se cumpăra o singură casă. Știți ce voiam să vă întreb? Sunt curioasă ce părere au, că ideea e că înțeleg că sunt și investitori, sunt și agenți imobiliari. Clar, agenții imobiliari se adaptează cumva pe ce o să se întâmple. Scad prețurile. Sunt curioasă cum or să procedeze cei care investesc, pentru că ei au un preț de teren, au un preț de construcție, un preț pe metru pătrat. Sunt curioasă cum or să procedeze ei și cum or să reușească să se adapteze în perioada asta, pentru că te refer la faptul cum își vor calcula costul pe metru pătrat? Da, sau? Exact, exact, să rămână cu să rămână cu profit, că nu, rămân. În perioada asta știu că nu au deloc suportul celor care distribuie și vând materiale de construcții. Toată lumea vrea să vândă cu bani în avans, adică nimeni nu mai dă nimic cu bani la termen. În general, dezvoltatorii au profitul destul de bune și își permis să acopere o scădere. O variantă ar fi să reducă marja de profit. Exact, exact. Da. Adică scop bani, nu rămân pe minus. Nu e, nu. Rămân în dat pe minus. Plângem. Asta când ne-am apucat și noi de dezvoltat, o să vedem dacă cum le rezolvăm și o să știm mai de aproape. Dar părerea mea că au marja de profit destul de mare încât să-și acopere, plus că poate să le închirieze până la urmă, dacă nu. Și asta o variantă. Aș putea să intervin și eu dacă să... Te rog. Vreau să-i mulțumesc colegii Alina. Eu n-aș putea spune că reprezint latura de agenți imobiliari. Din Moldova. Din Moldova, aici voiam să ajung. Eu sunt din zona Moldovei. În primul rând, o lipsă de educație. În al doilea rând, e o lipsă de încredere față de agenți imobiliari. Foarte mulți, și chiar am văzut o statistică de curând, 41% din populație nu vrea să lucreze cu agenții. Este, acum, scuze-mă, acum lucrăm la o lege, legea agentului imobiliar, și este în Parlament, este la comisii, se lucrează la ea, adică... E corect. Ideea este următoarea. Nu vor să lucreze pentru că au impresia că doar plătesc un comision. Dar nu știu și nu își imaginează faptul că valoarea imobilului pe care îl achiziționează este umflat de către proprietar. Agenția imobiliară are șansa să aducă prețul real. Noi, cel puțin eu, din ce am învățat până acum, că nu am experiență prea bogată în imobiliare, merg foarte mult pe valoarea de evaluator. Adică vreau să văd care este valoarea reală a acelui imobil despre care putem discuta. Indiscutabil, se poate vinde la orice valoare și noi, exact cum spun colegile mele, da, luăm comision proporțional cu valoarea imobilului, cu vânzarea, cu prețul final. Dar nici nu vreau să sărim calul, nu vreau să cerem foarte mult pe ceva ce nu face, pentru că atunci am fi în primul rând noi neserioși și am adâncit mult mai mult prăpastia de încredere între noi ca și agenție sau agenți, reprezentanți a unei părți și consumatorul final și investitor. Sau, mă rog, client, cum ar fi el. Așa că, din punctul de vedere al agenției, de foarte multe ori se lucrează cu materialul clientului, dar cu sfatul și cu expertiza pe care noi o avem, ceva de genul că apartamentul ăsta costă 10 lei, nu cu cât vrei să-l dai. Cu 20, foarte bine, ți-l preiau, îl promovez și așteptăm să vină cineva să ți-l ia cu 20 de lei. Da, sunt foarte rare. Există cazuri în care se cumpără la prețuri supraevaluate, dar sunt foarte rare și tu ca agent imobiliar nu trebuie să te bazezi pe asta, știi? Confirmă regula, dar nu... Exact, exact.
Dar nu poți să te bazezi pe excepții. Tu ca atunci când ai o afacere, nu poți să te bazezi pe faptul că vei vinde toate apartamentele. Contează foarte mult și termenul. Contează foarte, sunt foarte multe elemente în joc. Adică trebuie să vedem cât de urgent este să vândă acel imobil. Exact, sau exact. Acel da. Acum intrăm în niște detalii de profesie, ale agenților, știi, nu face obiectul discuției. Da, exact. Discutăm noi după aia, dacă e. Ok. Ok. Da, Alexandru, da, Radu? Voiam să apăr onoarea Moldovei. Da. Oria, te aud. Mersi. Mi-ai pus o întrebare și s-a întrebat netul la mine. Spuneam ceva, întrebarea suna în felul următor. În situația în care cineva deține un apartament și, nu știu, deja este promovat pe internet apartamentul respectiv și intenționează să-l vândă, știind că în următoarele 6-9 luni va veni o criză, cum crezi că ar putea scăpa, între ghilimele, ar putea găsi un cumpărător pentru acest apartament, pentru apartamentul pe care îl are? Păi care ar fi problema lui? El vrea să vândă, adică el e hotărât? Da, el vrea să vândă. Vrea să vândă pentru că știe că acum prețurile sunt sus și să vândă, să-și păstreze banii. Prețul ar fi prima problemă. Da, este... Problema e la el, practic. Dacă nu... Degeaba vrea să-l vândă acum dacă nu are cui. Depinde la ce preț vrea să-l vândă. Exact. Ok, și de unde să... De unde știe el cât de mult poate să lase în jos, în preț? Există o barieră sau cum? Păi, în primul rând, el știe care e valoarea investiției. El știe cât l-a costat pe el apartamentul ăla și își dă seama cât profit vrea să aibă. Asta da, una și poate e vechi și atunci n-are reper. El trebuie să fie dispus să vândă la un preț bun pentru el, care poate să fie... prețul bun pentru el și să găsească cumpărător sau să mai aștepte. Aștepte la prețul bun pentru el? Trebuie să luăm un exemplu. În profit. Întotdeauna vor fi pe piață idei de genul eu atâta vreau, nu mă interesează cât costă, nu mă interesează cât e tu comision. Și atunci eu încep să-i aduc cu picioarele pe pământ printr-o evaluare făcută de un expert autorizat. Și atunci ce spun? Atât face, tu vine el cât vrei. Da, evaluarea costă și nu întotdeauna e... adică am avut, situații în care au fost și supraevaluate și subevaluate. Adică, adică nu există o... Prețul face piața, asta. Asta e regulă. Ideea e că dacă ești hotărât să vinzi, de obicei vinzi. Totul e să nu ții... Să fii dispus să ai o marjă, să poți să jonglezi un pic cu prețul. Marjă de negociere. Am înțeles. Da. Și aș mai avea încă o întrebare pentru toată lumea. Ce părere aveți despre investițiile făcute în executare silite? Deci luate la firmele de executare silite. Cumpărate de la firmele de care de la băncile care vor să... Dacă pot să intervin eu pe început, de ce m-am luat până acum pe piață, prețurile la executare silită nu diferă foarte mult de prețurile pieței. Pentru mine, ca investitor, nu ar fi o afacere să cumpăr la licitație sau să cumpăr un apartament. Mai sunt și alte riscuri, de exemplu, acel apartament să nu fie liber în acel moment. Sau să fie vandalizat. Exact, să fie alte clauze ascunse. Sau poate să nu ai actele în ordine, știi? Și asta și mai este o altă problemă. Eu nu am voie, cumpărând un apartament în executare silită, nu am voie să-l vând o perioadă lungă de timp. Deci nu este asta problemă. Asta nu știam. Mulțumesc pentru informație. Nici eu nu știu foarte bine chestia asta. Nu știu exact perioada de timp, dar vă spun sigur că îl cumperi pentru tine, nu pentru a-l tranzacționa sau pentru a-l revinde. Am înțeles. Da, e posibil să fie o regulă. E mai delicată partea de legalitate. Da, exact, să nu fie litigi și atunci ca să se acopere, să asigure ei că să aibă puțin controlul, știi? Dacă îl vinzi de 10 ori, pe urmă deja nu mai...
da, pe care în drept să-l... Atât am avut, cele două întrebări atât am avut. Mulțumesc frumos pentru... Mersi mult. Asta pe partea asta cu executările, o să facem un webinar special și o să invităm pe cineva și discutăm cu cineva care se pricepe și specialist în domeniu. Exact, exact. Da. Da. Noi, adică am avut așa tangențe, dar nu pot să spun că m-am ocupat. Este o... Și eu m-am ferit de executări. Mulți sunt taxați pe executări și... Mulți, da. Mulți care nu știu, nu se informează. Și, nu, dar sunt agenți care sunt axați pe chestia asta și mai sunt investitori care stau numai pe... Poate ori fi date și cu dedicație, ca să zic așa. Sunt, dar cu siguranță e o mafie și în domeniul ăsta, deci nu e niciun dubiu. Da. Ok, dacă mai aveți întrebări... Da, care ar fi amploarea crizei prin care trecem? Da, până unde ne ducem în jos? Eu zic, adică clar să ne ducem în jos, că nu văd nicio, adică toți oamenii care au ceva în cap și care se pricep la economie și care sunt în domeniul ăsta, spun că o să o ia în jos. N-am auzit pe unul care să spună că o să fie mai bine. Da? Ok, și toate semnalele trag în direcția asta. Deci, na, acum că o fi cu 10%, că o fi cu 20%, că o fi cu 50%, nu se știe sigur. Trebuie văzut cât de repede... 20%, zic eu, părerea mea. Dar e personală, nu o luați ca... Înseamnă că sfatul de investiție ar fi momentul de față cel care vinde să vândă acum, iar cel care cumpără să mai aștepte. Exact. Cam asta, în mare, da. În mare cam asta ar fi ideea, da. Da. Probabil undeva anul viitor se va vedea o scădere a prețurilor. Țin minte că și în 2008, final de 2008, se simțea criza la noi. În primăvara lui 2009, deja prețurile scăzuseră destul de zdravă. Cine acum a făcut investiții pe final de 2008 și a luat o mare țeapă, diferența fiind destul de măricică. Care au cumpărat înainte de 2008. Da, și la terenul mai ales, că practic la terenul s-a blocat. Cine a avut apartament mai scotea pârlele alea cu închiria și atunci mai scotea un profit. Dar la terenuri s-au pierdut foarte mulți bani. Ok, dacă mai aveți întrebări, că stăm deja de o oră jumătate și nu vreau să vă rețin foarte mult. Am o întrebare referitor la achiziționarea unei locuințe. O întrebare poate banală. Prețurile sunt în euro, da? Moneda cu care se tranzacționează în România este lei. Semnarea contractului, când se încasă, când trebuie să plătești pentru un apartament care îl cumperi, în ce monedă faci plata? În ce monedă vrei? În lei în se face plata. Lei. Și în lei, și în euro și în lei poți face. Dacă faci în lei, poți să faci, de exemplu, poți să faci la cursul BNR. Ok. Dacă vrei să faci direct în euro, dacă nu ești firmă, dacă e între persoane fizice, poți face direct în euro. Iar cursul ți-l poți stabili tu, știi? Între părți. De comun acord. Exact, nu e fix. Da, e orientativ BNR, e discutabil. Sunt multe contracte negociabile, adică exact. La negocierea contractului se stabilește. Plătești 10.000 de euro, să spunem, în euro, în contul din bancă sau până în 10.000 de euro cash. Da, poți să dai cash până în 10.000. Deci contractul poate fi făcut și în lei la cursul BNR-ului, dar fiind decalajul între perioada de semnare a precontractului și până la finalizarea contractului, la semnarea contractului efectiv la notar, e diferență de curs. Da, poți să pui 5 lei acum, de exemplu, cum ar fi să ție o marjă. Toți preferă cursul tranzacția în euro. Deci fără niciun fel de problemă, e legal. Da, am înțeles. Ok. Ok, altcineva dacă mai are întrebări? Flori, cum ți s-a părut? Flori este cursantă, s-a înscris la curs și vrea să-și ia un spațiu comercial. Mai ești? Florentina? Da, sunt aici. Da. Cum ți s-a părut ție că nu ești din domeniu și... E foarte interesant, sunt foarte multe informații care pe mine mă ajută foarte mult și da, abia aștept să aprofundăm și super. Intrăm efectiv. Ok.
Mersi. Altcineva dacă mai are o întrebare, dacă nu o să închidem. Uite, ar fi drăguț de discutat pe viitor ceva legat asta de... Asta a făcut Aina ca să ne cunoaștem. Nu am vrut să epuizăm toate subiectele. Într-o altă discuție, poate ar fi interesant de discutat noi modalități de abordare a clienților, având în vedere că probabil ne transformăm stând acasă 2 luni cu coronavirus, ar putea să nu mai fim la fel de available ca înainte. Și mă gândesc că poate ar fi interesant de văzut cam cum ne-am putea plia noi să ne apropiem de clienți, pentru că devenim ușor sălbatici în perioada asta cu statul acasă. Și poate ar fi interesant de văzut niște variante. Da, trebuie să invităm un psiholog să vorbim, să vedem. Păi medic avem, psiholog n-ar fi rău, da, să zic așa. Nu glumesc, că s-ar putea să fie mai reticenți la vizionări și atunci poate ne pregătim cu site-uri mai bune, cu poze mai bune. Asta e ideea, că văd că avem câțiva agenți imobiliari și eu fac chestia asta și practic pot să luăm pulsul pieței. Da? Avem în asociația brokerilor, avem 300 de agenți, deci putem să luăm pulsul pieței destul de ușor, știi? Deci e ok. Și putem discuta, adică putem aprofunda pentru ce interesează și pentru cei care vor să facă investiții, cum să... Asta este... O să aprofundăm în curs, dar cum practic negociem și cum abordăm proprietarul pentru a ne atinge scopul, deoarece noi trebuie să cumpărăm ca și investitori sub prețul pieței, clar. Mai ales acum, în condițiile astea, este o condiție obligatorie. Teoretic, se întrevede o schimbare psihologică a omului, că tot vorbeai de psiholog. Acum, de văzut cât o să țină. Da, să vedem cât, dacă mai suntem sănătoși. Da, și cât. Din punct de vedere teoretic, se spune că ne va lua, dacă stăm închiși, aproape închiși, 2 luni, cam tot atâta timp ne va lua să ne recuperăm, cu ghilimele de rigoare, acum, nu pentru toți. Poate mai și la jumătate acum, dacă au luat o razna, la jumătate presie, atunci e bine pentru cine vrea să investească. Și pentru agenți, că vând mai repede. Da. Dar să știți, chiar vorbeam azi, că am mai avut un webinar mai devreme, și spune, era un băiat din Pitești, care avea agenție, și spunea că el a vândut și anul trecut, a făcut și azi o rezervare, iar se ducea să facă vizionări. Deci piața nu e moartă. Se vând case, adică nu sunt foarte ieftine, asta vreau să spun. Încă n-a înghețat piața de credite, dar... Da, și asta e un factor. Da, credit... da, trebuie văzut. Așa ca și speță, înainte de criză, tot la fel un coleg avea o casă, avea un client care vrea să cumpere o casă și i-a aprobat banca și nu s-a dus să semneze, i-a cerut încă 5% în plus, adică 10.000 de euro. Casa era 200.000 de euro, atât făcea. I-a omorât, a zis, dacă vrei să o cumperi cu credit de la bancă, luau cu credit de la bancă, asta era ideea. Dacă vrei să o cumperi, mai pui 10.000 de euro. A, practic, au crescut cei de la bancă... Da, i-au crescut avansul, da. Da. Ca bine, și valoarea casei era destul de mare, 200.000 de euro... Da, asta vreau să zic, că o proprietate destul schimbă de... și băncile, și era la OTP se întâmpla chestia asta, care e destul de relaxație așa. Ok, dacă mai aveți ceva, dacă mai ați înscris pe grupul de pe Facebook, mai avem un grup acolo, nu sunteți foarte mulți, cred că sunt mai puțin decât suntem mai live. Puteți să vă înscriți. Cum se numește grupul? Grupul, poți trimite link-ul? Grupul brokerilor imobiliari. Da, nu pot să închid. Dă tu. Merg la lungă pe Denis să dea link. Eu nu pot să închid ca să intru în spate să dau, știi? O să vă dau link-ul. Mare cam atât am avut. Numai să vă dau link-ul și să vă dea... Nu știu cine spunea cu cartea aceea din română. Este cumva o poză cu albastru, așa, pe fundal? Da, e o poză, cu niște oameni cu o casă. E grupul investitorilor imobiliari, scuze. Nu aia cu brokerii e alta. Poza doar dacă ești broker. Este o poză de sus, nu?
Este o poză, e un desen, practic. E ca un desen animat, așa, cu o casă și cu niște bani. Ăla e grupul. O să mai las. Am primit link de la Denis. Da? Ok, super. Deci puteți intra acolo și vă dau, eu accept. Mai discutăm, ca să animăm puțin grupul. Asta e ideea. Că așa nu o să ne întâlnim foarte des. Și o să vă anunț când... Pe Zoom. Ai da? Nu știu cu cartea. Scrie cineva bună, a recomandat cineva o carte scrisă de un autor român despre imobiliare. Poți să pui un link unde putem să descărcăm formatul PDF. Cred că era vorba de Om bogat, om sărac, dacă mi-am amintesc bine, dar nu despre altă carte. Era următorul care a vorbit după mine, mi se pare. Care... Da. Tată, bărbat, sărac. Parcă Alex. Da, nu știu dacă mai... Da. Dacă poți... Oricum, dacă primesc... Dacă sau dacă nu pe grup, dacă se poate. Era un autor român, din ce am înțeles, și am înțeles că are o abordare mai agresivă. Nu știu exact cine a fost care a zis. Nu era, nu cred că era Dan Pena cumva? Așa, da. Da, nu e român. Așa am și eu impresia la început. Dan Pena îl cheamă, e american. E un moșneag. Așa. E foarte simpatic așa, dar înjură mult. Ca idee, dacă te uiți. Da, eu am înțeles așa, mă, după numele. Dacă îl cauți, și am crezut că e român prima dată, când am auzit așa îl cheam, așa îl dai, dar cauți pe YouTube și îl găsești. Deci a de primele tale 100 de milioane, parcă. Da, era prime 100 și acum a ajuns la un trilion acum. Am văzut un videoclip. Era un trilion, ceva cu trilioane. Da, și are castelul ăla, are un castel. E interesant tipul, e ok. Dacă cel care a zis și are PDF-ul, dacă e amabil să ne dea un link sau da, să dacă nu, o să-l caut eu și ți-l trimit. Mai vă las o resursă de unde mi-au eu. Stai că mai e cineva care vrea să intre. De unde mi-au eu? Sunt în engleză, în general. Dar sunt foarte multe și eu îmi găsesc foarte pdfdrive.com, cred că e, dar pdfdrive e sigur. Stați puțin că am dat pe privat. Și dacă doriți, eu vă pot da de la Tommy Robbins banii, stăpânește jocul, dacă vă... Îl ai? Vreau eu, că nu l-am pe tot. Eu acum o citesc, sunt undeva la 100 și ceva de pagini citite. E română sau? O să o las. O ai în română sau? Da. Da? A, da? Eu am pe aia în engleză, dar am jumătate din ea și vreau și eu să o citesc. Am citit-o jumătatea aia, știi? Deci eu am citit vreo 160 de pagini, o am în română toată, pot să-l dau. Eu vreau, interesat. Dacă pot să-mi... O las pe grup, o să pun pe grup. Uh-huh. Uite pe pdfdrive.com, mai sunt foarte multe, sunt free și sunt foarte multe cărți, dar eu găsești cam tot ce cauți acolo. Da, ok. Sunt în engleză. Ok. Bun, dacă eu să vă dau pe grup. Da, dă-ne pe grup, da, ok, super, super tare. Mulțumim mult. Bine. Dacă mai e ceva de cărți și de schimbăm, ne mai auzim pe grup sau ne vorbim. Da? Da. Okay. Ok, mulțumesc mult, o seară frumoasă și dacă vreți să vă înscrieți la curs, nu, dacă nu ne mai întâlnim pe parcurs. Mai pun și pe YouTube, dacă nu știți. Pe Horia YouTube. Am canal și acolo și vorbim. Ținem legătura. Bine, mă foarte mult că a spus bună. Așa mult și că am reușit să vorbim destul de multe chestiuni și sper să ne întâlnim mai mult data viitoare când ne întâlnim. Ok, vă anunț și ne vedem. Mulțumesc mult! O seară plăcută! Bună! Pa, bună. Ceau! Tare! Strongest haste, loudest drop, head is filled the thought.